tu, dar ce faci? Mai nebunit, ce cauți aici? Cum ce caut aici? Mi-era dor de tine, am venit să te văd. Și dacă ne vă copii? Păi cum adică dacă ne vă copii? Asta e și ideea, nu? Ești nebună? Bagă-mă și mine în viața lor. Ce lucrul ăsta ai spus și lui taică tu? Că mama ta ar avea... Ai gândit-o tu că ar avea mama ta pe cineva? Ai spus și lui? Cum îți spui acum, așa? Păi, ce să-i spun și lui, că și el are un rol. Vreau să vă împrieteniți, este foarte important pentru mine. Tot ce-mi doresc. Și ar fi important și pentru ei ca voi să vă împrieteniți. Și așa cum eu am fost corect, aș vrea să fie și ei corect. Și să-ți dă o șansă să te cunoască. Cu cine ai fost aici? Cu cine? Uite-te la mine. Doamne ferește, n-am făcut nimic. Nu te minți, iubita mea. Sunt soția lui, suntem împreună. A fost plecată la muncă. Și m-am întors și ce am găsit? Da, eu nu știam asta. Îți bagi joc de mine? Vă dați seama că eu n-aș avea niciodată o relație cu un bărbat însurat. Lasă vrăjeala, îți bagi joc de mine? Ce înseamnă asta? Cum e posibil? În episodul de astăzi vă prezentăm drama unui abandon. Una din experiențele cele mai dureroase din viața unui copil. Rănile provocate se vindecă greu și cer timp. Siguranța pe care o are un copil în relația unui singur părinte, din păcate, este incompletă, cu atât mai mult cu cât vorbim de absența unei mame. După cicatrizarea treptată a rănilor produse de abandon, se naște, în mod firesc, nevoia părintelui singur de a-și reface viața. Într-un context atât de delicat, vă invit să aflați cât de cinică poate fi viața unui tată cu doi copii în încercarea de a-și găsi jumătatea. Rareș este un bărbat de 45 de ani, divorțat de 2 ani și tata a 2 copii, o fată de 14 ani, Delia, și un băiețel de 8 ani, Alin. Din păcate, divorțul a fost unul intempestiv, creând un șoc atât lui Rareș, dar mai ales celor doi copii, care din nefericire au fost dați uitării de propria lor mamă. Și anul ăsta care aduce premiul cu coroniță? Nu-l aduce nimeni. Cum? Păi cum? Ce medie faci? E, o fac, de trecere o fac. Păi cum de trecere, mă? Mie îmi trebuie să fii premiantă. E, ți-am zis, de mulțumitul lui se ia darul. Nevastă mea, de fapt fosta mea nevastă, a plecat în Spania la muncă, ca să avem un trai mai bun, să ne simțim mai bine, să avem tot ce ne trebuie, să avem o casă mai mare. Și după o lună de zile mi-a trimis actele de divorț. Eu știu că mama nu se mai întoarce, simt asta, dar n-am ce să-i spun lui tata. Cred că încă mai iubește. Auzi, uite, știi ce? Am o idee. Ia să văd eu dacă aveți și spiritul ăsta de orientare. Hai să jucăm fața ascunsele. Ia, vedeți, găsiți un loc încât eu să nu vă găsesc? Pe bune, fața ascunsele, da, 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 parc, da, ne băgăm, da, un păschit. Exact. Ia, păi vreau să văd ce imaginație aveți voi, unde credeți voi că ați putea să vă puneți și eu să nu vă găsesc. Da, atenție, n-aveți voie să ieșiți din parc. Deci regula este că ne ascundem aici, în adică parc. Adică n-avem voie să trecem de boschetie. Nu știu, nu ieșiți din parc. Nu ieșiți din parc. Păi ia să vedem, ce imaginație. Unde te poți ascunde ca eu să te văd? Hai, eu, hai, eu hai, acolo, hai, în grapă. Hai, 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 hai să vedem, hai să vedem, hai, 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 hai. Am văzut-o pe Mihaela cu coada ochiului și m-am bucurat. Dar trebuie să o țin departe de copiii mei. Ce mă enervează când faci așa, o dă la întors, ne pune să ne șcăm fața ascunselea și el pleacă teleleu și mă pune să-l caut prin tot parcul. Ai, iubitule, dar ce faci? Ce faci, mai nebunit, ce cauți aici? Cum ce caut aici? Mi-era dor de tine, am venit să te văd. Și dacă ne vă copii? Păi cum adică dacă ne vă copii? Asta e și ideea, nu? Ești nebunatică. Bagă-mă și pe mine în viața lor. Ești nebunatică? Da, da, că mi-e dor de tine și vreau să ieșim și vreau să fim cu toții. Băi, știi că vreau. Vreau din tot sufletul să fim ca o familie, să fim mișto, să-i cunoști, să ne distrăm. E tot ce vreau și eu. Asta vreau. Asta vreau, să ieșim în parc, să avem o relație, altfel de relație decât asta de ascunziși non-stop. Dar mi-e frică. Mai de ce să-ți fie frică? Hai să nu forțăm lucrurile. Mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică. Ei au suferit, fii atentă, foarte mult când i-a părăsit maică-sa, da? Știu. Și am trecut prin momente grele. Ei fac încă terapie.
Dar mie mi-e dor de tine, mie mi-e dor de tine. Nu te cred, dar... Cum poți mă ții așa la distanță? Nu pot așa. Nu pot, dar ești nebunatică. Dar ce vrei, uite, să-mi iau un câine, să-l plim prin parc, așa, da, să mă facă lung, ca să te văd și pe tine mai des. Plim câinele, nu, da, mai fi așa. Serios. Pe bune, mă bucur că îmi te doresc văd. Asta de mult și a trecut un an. Un an a trecut de când tot așteptăm. Fă ceva, vorbește cu ei, sunt mari, ar înțelege. Iubita, fii atentă cum e. Vreau din tot sufletul și mă chinuiesc să găsesc o soluție ca să fie foarte bine pentru toți. Mă tem încă că e totuși prea devreme și poate n-ar înțelege. Cum să nu înțeleagă? Sunt foarte mari. Gândește-te că asta mică, care e mare, are 14 ani, da? Tu crezi că ea e fraieră? Tu crezi că ea e fraieră? Gândește-te așa. Vii de două ori pe săptămână cu ea la mine la salon, să o fac la păr, să nu știu ce. Pe celălalt mic, la fel. Da? Nu sunt fraieri. Amândoi o să înțeleagă chestia asta într-un final. Îi duci la bunica. Îi duci la bunica ca să fii cu mine. E? Sunt convins. Ei nu gândesc? Fii atentă. Vreau din tot sufletul, dacă să înțelegi, să-ți dai seama cât de importantă ești tu pentru mine. Așa. Și cât de importantă vreau să fii pentru ei. Așa. Mi-e frică că dacă eu te-aș prezenta acum, să nu aibă vreun șoc. Nici nu mă gândesc să-l pun să aleagă. Că, evident, orice părinte și-ar alege copiii în fața unei femei. Dar nici așa să fiu tot timpul dată la o parte nu-mi convine. Eu m-am ars destul de tare și nu prea mai cred în dragoste. Cred că lucrurile ar trebui să rămână așa. E mai bine. De ce am? Și încă mi-e fric. Nu, uite, spun sincer. Eu mă gândesc foarte mult la ei să nu mai aibă nicio traumă, pentru că... Da, eu aș fi prietenă cu ei. Îți dai seama că eu nu aș interveni în viața ta să te îndepărtezi pe tine de ei. Vrei sau... Vrei să spun ceva? Mi-e frică că s-ar putea să pleci și tu să găsești pe cineva poate mai bun ca mine. Și cum poți să te gândești la asta? Nu numai eu, și să și ei. Sufli și neaurt acum, după... Tot ce-ți cer, eu nu vreau să te pierd, fii atent. Dar nici eu nu vreau să te pierd, asta încerc să zic, vreau să dezvoltăm relația asta, vreau să mă cunoască. Sunt un om bun, eu cred că aș ajuta în relație cu ei, știi? Și te-aș ajuta și pe tine. Aș vrea mult și asta îmi doresc. Oare mă dă la o parte pentru că se mai gândește încă la fosta lui soție? Eu știu că Mihaela visează să ne mutăm împreună, să fim o familie, să o cer de nevastă, dar ea visează, iar eu nu pot să fac lucrul ăsta acum. Și cred că știa de la început, pentru că i-am zis cum stau lucrurile. Dar mi-e teamă că dacă aș face lucrul ăsta acum, ori aș pierde pe ei, în sensul că i-aș lua prea devreme. Mama lor nu știu, au nevoie de cineva în viața lor, de o persoană feminină, dar încă nu sunt împăcați cu faptul că maică-sa i-a părăsit. Pe de o parte și pe de altă parte, nu vreau să te pierd pe tine. Cum e mai bine atunci? Pe mine nu o să mă pierzi, trebuie doar să-mi faci, îmi deschizi o ușiță să pot să intru și în viața lor. Uite, o să vezi cât de bine să fie. Uite, stai ca să nu mă vad. Eu îți promit, mai dăm doar un pic timp. Îți promit că voi face tot posibilul. Deja a trecut un an. Ai dreptate, uite, fac tot posibilul să mă gândesc la o variantă cât mai rapid să te fac să-i cunoști, da? Și să te accepte, să știe că ești un suflet bun și ok, da? Da? Hai, înțelege, hai că te iubesc, știi doar. Dar și eu te iubesc, de-aia sunt aici, de-aia vin după tine, de-aia îmi fac motive să te văd cât mai des. Uite, îți promit, foarte curând o să fac un plan și o să ne vedem cu toți și o să-i cunoști, da? Hai că trebuie să mă întorc la ei acum, promit? Că uite, deja mă strigă, da, îți promit, haide. Lucrurile n-ar trebui să se complice și ne e bine așa. Dacă o aduc în viața noastră, poate mai târziu copiii mei vor avea de suferit. În decursul celor 2 ani de după divorț, viața lui Rareș nu a fost deloc ușoară. A rămas singur cu cei doi copii ai lui, spre care și-a canalizat întreaga lui atenție și iubire. În urmă cu un an însă, Rareș a început o relație cu Mihaela, dar ținută departe de ochii copiilor, care încă mai simt lipsa mamei lor. Ce face, iubita mea? Ce face, scumpa mea, aici? Uite, lasă-mă, ce ți-am adus. Lasă-mă, trebuie, lasă-mă. De ce, iubita mea? Mă refuz tu pe mine, uite ce ți-am adus. Mi-e foame, nu vreau nimic. Când tata are treabă, stă mătușimea cu noi. În schimb, când tata își face de cap, stă bunica. Prima iubită s-a întâlnit odată de două ori, de trei ori cu ea. A stat o săptămână, două. I-a cheltuit banii, l-a lăsat. A doua, la fel. La o săptămână, două, era combinată cu un pușcăria și l-a lăsat așa. A treia, cumnată mea, i-a făcut doi copii, l-a lăsat și asta. Și cine știe, de care nu mai știu eu, la fel. Fii atent, dacă mănânci asta, uite ce am pentru tine. Asta până iese fratitul din baie. Nu vrei?
De ce, iubita mea? Ce s-a întâmplat? Ce este? Ce vrei? Vreau o mamă. Vrei o mamă? Da. Vrei o mamă. Unde e mama aia pe care o am? Eu nu o văd. Iubita mea, asta te supără pe tine? Da. Nu trebuie. Noi cât aș ști foarte bine, cum știm toți, este plecată la muncă. Nu vă mai puteți descurca. Asta nu înseamnă că mama ta este. Cum să vrei o mamă când tu ai? Altceva? Nu m-am luat cu vrăjeala, dar asta că mama a plecat în Spania și Spania s-a făcut. Dar iubita mea, pentru că trebuie să muncească. Și nu poate să dea un telefon, e 5 euro să reîncarci o cartelă și nu pot să cred că nu stă pe telefon deloc. Iubita mea poate este într-o zonă în care nu are acces, în care stai puțin, te duci prea departe. O să te caute, o să vă caute. Dar Doia nu ne-a căutat. Știi, ce iubita mea, dar nu... Cum să nu ai? Cum să nu ai? Mama ta și te va căuta, problema este că este într-o zonă, zic eu, în care nu poate avea acces la telefonie, la știu eu. Nu, unde să n-ai acces în lumea asta la telefon? Pă bune acum! Nu știu, iubita mea, dar... Suntem în 2022 unde n-ai semnal, ai semnal și la capătul lumii. Vreau și eu să mă ajute la teme, să vorbim despre orice, despre cumpărături, despre farduri, despre machiaj, despre băieți, despre absolut orice. Sunt zone în care... Cine știe unde lucrează, cum lucrează, asta nu înseamnă că va părăsi pe voi. Are libere, putea să plece în alte zone unde e semnalul full și să poată să ne sune. Jumătate de oră, putea să vorbească cu toți, trei. O să vină și telefonul ăsta, iubita mea. Pentru asta ești tu necăjită? Când? Uite telefonul, aștept. Îl aștept. O să vă sune. O să vă sune. Altceva? Ai mai pe suflet ceva? Asta nu e o problemă. E mama voastră? Ba, e o problemă. De ce este o problemă pentru tine? Eu sunt lângă tine, taică tu este lângă tine, bun este lângă tine, frate tu este lângă tine. Și cu ce mâncați zice pe mine chestia asta? Eu vreau o mamă, nu m-a născut nici tata, nici tu, nici bunii, nici frate. Eu vreau o mamă cu care să pot să vorbesc. Niciodată nu o să pot să am o relație cu tine sau cu bunica sau cu tata, mai ales cu tata, cum aș avea cu maică mea. Dar tu crezi că mama ta a plecat de bine în situația în care erați voi? Ești un copil, poate o juteceaspru pe mama ta. N-a plecat. N-a plecat de bine ce ne era, dar n-a plecat nici obligată. A plecat în Spania, ți-am spus, și Spania s-a făcut. Știu adevărul, am auzit pe tata vorbind de atâtea ori la telefon. Mama ne-a părăsit, da. Nimeni nu ne spune asta în față, nici mie și nici fratele meu. Nu știu cum e mai bine, nici pentru el, nici pentru copiii ăștia. Tare mi-e milă de ei. Vrei să spun ceva? Am 14 ani și mă auce capul mai mult decât pe mine dintre voi. Așa. S-a combinat cu unul pe acolo prin Spania. Știi tu? Cu bani probabil. De unde știi tu? S-a făcut o familie și de-aia nu ne mai dă niciun semn. Nu cred, iubita mea. Nu cred. Orice mamă poate să se combine cu 10, cu 100. Mama e mamă și eu nu cred în ceea ce spui tu. Nu. Ba, vezi că mai sunt mame care uită de copiilor, poate să-și facă... În fine. Și... Deci, mama ta s-a combinat, zici tu. Cu unul bogat în Spania, bineînțeles. Mă rog, așa. Și-a uitat de voi. Nu există. De ce să nu existe? Pentru că o mamă nu-și uită copiii, niciodată, ba, și nici soțul. Mai ales când are copii, de vârsta ta. Nu? Pe tocmai că sunt mare, de-aia nu mai poate ea de mine, că am crescut și o doare la basket. De unde știi tu? Păi dacă am crescut, cu ce o mai doare pe ea? Păi nu, de unde știi tu? Că mama ta s-a combinat cu unul, de unde știi? Păi dacă nu mai dă niciun semn, a venit în țară, costă atât de puțin un bilet de avion. Putea să vină să ne viziteze, nu cred că muncește 24 din 7 în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, de 2 ani, că murea, cădea jos. Și lucrul ăsta ai spus și lui taică tu? Că mama ta ar avea, ai gândit-o tu că ar avea mama ta pe cineva? I-ai spus și lui? Cum îți spui mie acum, așa? Păi ce să-i spui și lui, că și el are o relație. Ce să-i... Și el are o relație. Ai, mă, iubita mea, pe bune? Pe bune. Și aici nu poți să-ți dai tu cu presupusul că visezi o noaptea, care mama are relații prin Spania. Tata e în România, stă cu noi în casă și văd că... Uite, și acum, de ce e joi? Eu teoretic aveam școală, dar m-am voit. Așa. Ai venit tu să stai cu noi de azi dimineață, da? Pentru care treabă, iubita mea, la servicii. Tu azi, bunii mâine, tata e poi mâine, cealaltă mătușă răspoi mâine, săptămâna viitoare o ia de la capăt. Ce vrei să înțeleg eu din chestia asta? Mama e absentă de peisajul ăsta și tata își dă seama că s-a găsit și el pe cineva. Eu zic că mai fabulez tu așa un pic. Acum am înțeles, zici de maică-ta, acum zici și de taică-tu.
Tata stă cu mine în casă, observ schimbări la el, vorba aia e tata, dacă m-a făcut... Du-te mă, iubita mea, mama, nu cred. Mi-a dat eu cu presupusul că avea o relație, dar tata știu sigur că are. Eu nu cred. E clar că frate meu își face de cap, dar am să încerc în așa fel încât să stau de vorbă cu el ca situația să fie sub control, că văd că nu mai este sub control. Exagerez, Delia. Nu exagerez deloc, am găsit o pereche de chiloți roz care nu s-ai mei. Am găsit farduri și eu nu le am pentru că tata nu mă lasă să mă dau cu ele. Poate erau pentru am tine găsit, fardurile. Am găsit un parfum care nu era al meu, că eu mi le pun de trebuie și, da. Și așa nu mă lasă tata să mă dau decât cu alea de la tine. Da? Da. Am găsit fire de păr blonde. Cine e blond în casa asta? Păi eu. Și eu sunt blondă. Când ai dormit în patul tata ultima dată? Când ai dormit în patul tata ultima dată? Să-mi zici tu că ești blondă. Hai să zicem că părul poate să fie de la mine, de la bunii, de la cine o mai fi. Parfumul probabil că a vrut să ți-l dea ție, fardurile parfumul la era început. Parfumul era început, fardurile erau zgârmate în ele, se vedea clar, da. Că se dăduse cineva cu ele. Toate pensulele erau murdare, da? Și peste tot era păr blond, nu mai acoperia atât. Eu zic că toate astea sunt, le vezi tu așa într-o lumină, crezând că și tata are pe cineva. Uite că eu nu cred. Eu nu te cred tu. Eu zic că doar e în imaginația ta asta. Nu știu, cu firele, cu nu știu, poate... Eu nu cred. Te gândești tu așa, prea departe. Normal, eu nu pot să o înlocuiesc pe cumnata mea, pe mama lor, pentru că nici nu-mi doresc lucrul ăsta. Și nicio altă mamă nu ar putea să o înlocuiască pe cumnata mea. Eu înțeleg pe mătușii mea că face toate eforturile, se bagă în viața mea, dar... Ce să vorbesc cu o femeie care are 50 de ani, e învechită. Mătușa Denise este conștientă că nicio altă posibilă femeie din viața lui Rareș nu ar putea să o înlocuiască pe fosta ei cumnată. Acesta este un trist adevăr, dar care, din fericire însă, nu-i anulează dreptul lui Rareș de a-și reface viața alături de Mihaela. Sau cel puțin, așa presupunem. Hai, domnișoară, ia vină încoace, hai! Că fac scandal să ne audă tot blocul. Cu mine, da, da, cu tine, da, da, ia vină încoace, hai. Dar ce s-a întâmplat? Ți-am spus să-mi lași bărbatul în pace, ce nu înțelegi? Care bărbat? Bărbatul meu, am doi copii cu el. Stați un pic, nu știu cine sunteți dumneavoastră, sunteți vreo clientă de la salon? Nu sunt nicio clientă, lasă-mă cu salonul tău, că n-am chef de salonul tău acum. Ce te faci știu că nu am știi? Și bărbați și femei, mă gândesc că, nu știu, e o neînțelegere. Ți-am dat o groază de mesaje, ce te faci că nu știi? Ce te faci că plouă? Stai ce nu secundă, înțelegi? Deci vă rog eu, cine sunteți, de fapt? Că nu... Sunt soția lui Rareș, uite, nu vezi? Soția lui Rareș? Da, soția lui Rareș. Rareș și iubitul meu? Da. Dar soția lui Rareș e în Spania? Da, și... eu muncesc în Spania și mă chinui și tu ce faci cu soțul meu? Deci nu mi-a venit să cred ce se întâmplă. Cum să vină fosta soție a lui Rareș în fața blocului meu? Eu, inițial, am venit să-i vorbesc frumos. Dar dacă nu-și bagă mințile în cap, e vai de ea. Stați o secundă. M-am întors din Spania, dacă... sunt aici. Dumneavoastră sunteți soția lui? Sunt da, sunt soția lui, nu vezi? Nu vezi? Nu. Rareș mi-a uite, spus că a divorțat. N-a divorțat. M-am întors din Spania, am muncit acolo și am venit la bărbatul meu. Tu să termin cu bărbatul meu, ai înțeles? Asta e ultima oară când îți spun. Am crezut că este o greșeală. Nu e nicio greșeală. Rareș sunt soția lui și am doi copii cu el. Divorțat, știu că aveți, nu știu dacă într-adevăr este soția lui, doi copii, dar el mi-a spus că ați divorțat deja de 2 ani de zile. Terminte, și mi-am început nu e adevărat. Sunt soția lui, suntem împreună, am fost plecată la muncă. Și m-am întors și ce am găsit? De te, eu nu știam asta. Îți bagi joc de mine? Vă dați seama că eu n-aș avea niciodată o relație cu un bărbat însurat. Lasă vrăjeala, îți bagi joc de mine? Ce înseamnă asta? Cum e posibil? Adică, te faci că nu știi. Pe mine? Da, te-am mințit, desparte-te de el, lasă-mi bărbatul în pace, nu ți-e rușine. N-am știut. E, n-ai știut. N-aș putea să mânc niciodată cu un bărbat căsătorit. Măi, fetiță, o înțelegi, asta e ultima oară. Da. Deci nu poate să-mi fac așa ceva și... Deci să o termin cu el acum, în momentul ăsta, îi dai mesaj și o termin cu el, ai înțeles? Cum să-mi fac așa ceva, Rareș? Dă-i mesaj și termin cu el acum. Deci dacă tu ești poziția deci soția în secunda asta lui, îi dai mesaj. Eu sunt soția lui. Închei orice nu relație că cu el, dar... dă-i mesaj în secunda asta. Este bărbatul eu meu. Eu n-am știut asta. E bărbatul meu și am doi copii cu el. Da, nu mă interesează. Dă-i mesaj. Deci femeia asta, dacă n-ar fi spus adevărul, n-ar fi avut ce să caute aici. Deci e clar că el m-a mințit. Rareș e al meu și cu mine trebuie să rămână.
Dacă nu vrei să-ți o iei rău de tot, îi dai mesaj în momentul ăsta și te desparți de el, ai înțeles, fetițo? Eu o să-i dau, îi dau un mesaj. Nu, dar... îi dai acum în fața mea, ai înțeles? Bine, promit că acum fac asta, dai mesaj. Nu să... promiți, acum îi dai mesaj și te desparți de el momentul ăsta, în secunda asta. Eu sunt soția lui, ce nu înțelegi, ce nu vezi, okay, ce vrei să-ți mai arăt? Ok, ok, îi dau mesaj, poți, dar calmează-te, te rog, ce vrei? Calmează-te, n-am știut, nu n-aș fi avut niciodată. În momentul ăsta îi dai mesaj. Ok, promit că am încheiat orice relație nu cu el. Nu promiți să văd eu că îi dai mesaj. Dacă am mințit în uite, deci uite, acum îi scriu. Te calcă în picioare, ce nu înțeleg? Nu mă mai amenința că am înțeles. Păi m-am mințit și pe mine mesaj. Și pe tine. I-am trimis, uite. Ia. S-a terminat totul între noi. Dă-i bloc. Îi dau și bloc. Șterge-i numărul în fața mea, să văd că ai șters numărul. Dar mă fac căuta. Ți-e rușine. E, te fac căuta, nu-i răspunzi. Ce nu înțelegi că sunt soția lui? Ce așa de greu de înțeles? Am înțeles. Nu-ți e rușine, umbli cu bărbații însurați. Că mă duc cu tine strada acum. Bine, gata, calmează-te, hai, mă pleacă. Duc. Nu, eu nu accept să fiu amenințată. Eu voiam o viață normală, o relație normală. Aș fi putut să cresc și copiii altcuiva, dar nu în felul ăsta. Eu nu ameninț, dar iau ce mi se cuvine. Situația creată ne șochează și pe noi și pe Mihaela. Ea se simte trădată de Rareș, pe care îl consideră singurul vinovat pentru nefericitul incident. Ce faci, mă, iubito? Iubito? Da, ce e cu tine? Ce ți se întâmplă? Băi, pe bune? Pe bune ce? Îți iei la revedere de la mine și îmi dai papucii printr-un mesaj? Da. Nu meriți nici măcar să stăm de vorbă față în față? Nu meriți? Știi ce meriți tu? Ignor total, chiar nu înțeleg ce cauți. Băi, ce ți s-a întâmplat? Ce faci? Ce mi s-a întâmplat, pe bune? Deci nu pot să cred că ai încă atitudinea asta. Dar recunoaște odată. Mă minți de un an de zile. Mihaela, ce e cu tine? Ce e cu mine? Dar ne cunoaștem de oraș, tu îmi dai papucii în telefon, nu stai de vorbă cu mine, orice s-ar fi întâmplat, vorbește cu deci mine, comunică cu mine. Cum, nu știi, da? Normal, o blondă și o brunetă. Orice bărbat își dorește așa ceva. Nu am înșelat-o, nu m-am comportat urât, nu am mințit-o, nu i-am greșit cu absolut nimic. Ce s-a întâmplat, că nu înțeleg? Dar nu știi ce mi s-a pățit? Întâmplat? Măi, omule, dar noi vorbim! Păi știi ce mi s-a întâmplat? A venit nevastă ta peste mine. Aia s-a întâmplat, da? Minciunile tale că a plecat în Spania, că te-a părăsit, că ați divorțat, astea sunt numai minciuni. Ce ai, mă, cum poți să spui așa ceva? Bă, nici dacă ne-am cunoaște de ieri, n-ai cum să spui așa ceva. Cum blonda să ta a venit la mine să mă amenințe, da? Băi, asta am pățit. Și tu vrei să... Da, te rog, în al miilea ceas, recunoaște. Zi, da, am mers pe două fronturi, și cu tine și cu ea, timp de un an de zile. Și atunci înțeleg, nu știu, ești bărbat. Poate Mihaela, toți bărbații fac așa. Mă jignești în continuu. Odată că ți-ai luat la revedere și mi-ai dat papucii prin telefon, când meritam măcar în față, așa ochi în ochi, să-mi spui, băi, să uite așa, ce? Așa. Că a venit nebuna bă, după dar orice s-ar întâmpla, comunicăm. Apoi, și că-mi zice că da, dacă mă mai ating de mine, nu știu ce pățesc. Ce vorbești, măi, iubito? Iubito pe ea, pe ea ai sunt tot iubito, cred că de un an de zile. De 2 ani de zile, ascultă-mă cu atenție. Așa? Fosta mea soție da? Nici măcar nu mai locuiește în țară. Așa am vedeți. Tu știi foarte bine, ascultă-mă te rog, că a plecat în Spania, da? Și nu numai că m-a părăsit pe mine, crezi că aș glumi cu așa ceva? A părăsit copiii, mi-a părăsit copiii. Deci tu vrei copiii să zici că nu știi că ea s-a întors? Mihaela, ți-am povestit și îți mai spun, mă simt dator în momentul ăsta să-ți mai spun încă o dată, da? Aia mare a trecut prin terapie, ăla mic a trecut prin terapie. Tu cum crezi că m-am descurcat cu doi copii, mai ales să se apropie de adolescență fata, da? Știi bine că are nevoie de o mamă. Cum crezi că aș glumi cu așa ceva? Tu înțelegi că eu azi am fost amenințată de blonda ta din Spania? Termină că mă enervez, n-ai... Sunt soția lui, am venit aici să nu te mai atingi de el și așa mai departe? Băi, chiar nu înțelegi. Și până la urmă, ok, recunoaște. Da, o vrei pe ea, e mama copiilor, e normal să o vrei pe ea înapoi. Cum poți să vreau înapoi o femeie care mi-a dat papucii și care m-a părăsit să plece pentru altul într-o țară străină? Astea și sunt hai, vorbele asta tale, dar asta. Ea nu mi-a spus asta. Știu întreaga poveste, dar eu am știut varianta lui. Niciodată nu am știut varianta ei. Ioana e în Spania, e combinată cu unul, are o relație, posibil să aibă și un copil. S-a terminat între noi de acum 2 ani. Ce să mai caut aici? I-a Băi, spus femeie! Că s-a dus să muncească, să-și crească copiii, să vă trimită da? Vouă. Ce femeie aia care pleacă și-și abandonează copiii? Ce facem acum? Asta-i varianta păi, ta! Acum... Eu astăzi am auzit dar altă variantă! Dar tu mă jignești în continuu, practic, după un an de relație în care asta. Suntem aproape zi de zi împreună. Ne iubim, asta ne promitem, vorbim, încercăm să ne apropiem.
Practic tu asta îmi faci acum, îmi dai papucii prin telefon și spui că a venit nevastă mea, că nevastă mea este nevastă mea în primul rând. Este aici în carne și oase. Mă, oameni, n-are cum să fie. După ea. Doamne Dumnezeu, cineva face mișto de tine, cum să fie când ea este în Spania? Adică crezi că... E blondă? Băi, da, e blondă, dar tu crezi că ar veni? Ascultă-mă, hai să o luăm logic. Un om normal. Dacă ar fi în țară... Mai bine pleci. Băi, continui cu minciunile, mai bine țară, pleci și mă lași. N-ar veni să-și vadă copii. Am treabă. N-ar veni să-și vadă copii, dacă ar fi în țară, ar veni să țină de glume. Suntem divorțați. Omule, am deci am, mi-a trimis, bă, dar tu știi că mi-a trimis actele prin poștă de divorț. Ți-a trimis actele prin poștă. Auzi, a renunțat și la copii, mi-a lăsat custodia mie. Ce ai, măi? Am fost amenințată. Tu ești sigură că ești ok sau că nu vă păi glumă proastă la adresa mea? Păi nu sunt ok după ce mă amenință blonda. Băi, dar tu știi foarte bine că lupt de un an de zile să găsesc o formulă, o cale prin care să te apropii. Ți-am spus că pentru mine ești o femeie așa cum îmi doresc, pe plăcerea sufletului meu. La distanță de copii, mă, iubito, uite-te un pic la mine și ieși din starea asta, frate. Ieși din asta, uite-te un pic și ascultă. Atâta timp cât m-a dat la o parte un an de zile din viața lui și din viața copiilor lui, înseamnă simplu, mai are sentimente pentru fosta. Mi-a fost frică să te aduc din prima aproape. Și cine este femeia asta? Păi eu de unde să știu? Presupunând că vreau să te cred, da? Eu de unde să știu? Bă, eu te rog să te calmezi. O femeie care își permite să ascultă-mă, vină și să ascultă-mă, mă amenințe. Hai, te rog frumos, liniște. Uite-te un pic la mine, că m-ai făcut și pe mine să tremur. Vine aici tremurând că îmi dai papucii prin telefon. Cum crezi că te pot lăsa? Nu te pot lăsa, am sentimente pentru tine. Iar asta... N-are ce să caute asta, e cu alt bărbat în Spania, am divorțat, actele au venit, le-am semnat, mi-a cedat custodia. Juri că nu știi nimic? Nu știu nimic! E sigur că nu e o glumă proastă, nu. Cine știe ce se întâmplă? N-are ce să caute aici în țară. Nu, eu chiar nu înțeleg nimic din tot ce se petrece. Să fi venit Ioana înapoi? Și chiar dacă s-a întors, nu mă interesează, n-are nicio treabă, e un străin pentru mine, e un străin pentru copiii mei. Tu chiar nu înțelegi și nu simți că eu am sentimente pentru tine? Te rog eu frumos, te rog frumos să înțelegi că nu vreau să ne despărțim. Uite, îți promit un lucru. Hai să facem cumva zilele astea să ne întâlnim, să fii mai aproape de copii, să fii mai aproape de ei, să, nu știu, să te apropii cumva, te rog, da? Hai, te rog, zi-mi că o să fie bine. Îl iubesc, vreau o familie cu el, dar în momentul ăsta sunt dată peste cap complet. Bă, o terorizează pe femeia asta, vrei să înțelegi? O sună, e asta, s-a dus la ea acasă. În țară, cum poți să zici că o terorizează? Păi cum, dar mi-a zis femeia asta, a venit fosta soție și uite, s-a prezentat ce, cum și nu o lasă. Vrei să ieșim la o cafea să te destresezi? Nu, acum chiar nu. Poate altă dată, mai am un pic de program și... Trebuie să ajung și la copii, copiii mă așteaptă. M-am săturat să mă refuz. Nu, n-am făcut nicio obsesie. Eu nu vreau o aventură cu el. Eu vreau o relație. Vreau să mă căsătoresc cu el. Vreau să mă mărit cu el. Chiar m-am îndrăgostit. Nu înțeleg jocul ăsta. Este un joc bolnav, malefic, machiavelic, draconic. Nici nu știu cum să-i spun. Este doar ca să-mi facă rău. Pentru că probabil își dă seama că n-am cum să stau singur după 2 ani de zile. După discuția lui Rareș cu Mihaela, ne dăm seama că apariția ca din neanta fostei lui soții creează o situație confuză și derutantă care poate fi lămurită doar primind niște răspunsuri clare și țintite. În căutarea acestor răspunsuri, Rareș simte imperios nevoia de a-i face o vizită fostului său cumnat. Ah, la tine veneam. Salut. Salut. Băi, yes. Unde-i sorta, mă? La tine, nu? Nu e doamne, cum să zic. Mă, lasă-mă cu de-astea, mă, pe bune, deci chiar nu mi-arde. Zi, ce v-a spus să faceți? Când a venit, de ce a venit și ce face? Ce, mă? Ce plan diabolic are? Ce, mă, stai, mă, cu minte că Sormen nu e în Spania. Mă, nu mă lua cu de-astea. Sormen a venit. Cum să nu fie, mă? De serios, Sormen a venit. Ori mă, e la mișto și aveți vreun plan, ori nu știi că a venit, da? Adică cum poți să insinuezi chestiile astea? Știi mai bine decât mine unde e Sormen? Mă, dar nu insinuezi, mă, tu nu știi ce se întâmplă. Eu cred că sorta acum e la tine.
Iar dacă într-adevăr nu e la tine, înseamnă că e un plan al ei și nici tu nu știi că e în țară. Vrei să mergi la mine să-ți arăt că sormenele? Păi vreau, mă, că uite, eu sun și nu răspunde. Poate nu știu ce faceți. Păi normal că nu răspunde. Dacă nu e în țară, cum să-ți răspundă? Băi, e în țară, mă, știi cu ce se ocupă, știi ce face? Ce face? A început să-mi terorizeze mie zilele și să-mi terorizeze femeia cu care stau și eu și cu care vreau să-mi refac viața. Că asta îi trebuie ei acum, da? A plecat acum 2 ani, știi bine că a plecat și cum a plecat, ne-a lăsat ca pe niște proști. Da, bă, cum nu te dă mie treaba, mă, nu mă interesează. Ba da, e treaba ta, e și treaba ta, e sorta, da? A lăsat 2 copii, băi, băiatule, ce nu știi lucrul ăsta? S-a cărat de lângă noi, bun, că m-a lăsat pe mine, că nu mai are treabă cu mine, e una. Dar cum mă să lași copilașii, mă, mă, băiatule, dar tu nu știi? Deci pe mine nu mă interesează ce a fost între voi. Tu asta nu înțelegi, sormea nu e la mine. Bun, dacă nici venea pe... în țară, sormea m-a anunțat. Sormea nu e în țară. Sormea și-a refăcut viața în Spania, are altă familie. Sigur, dacă ar fi venit în țară, m-ar fi contactat și ar fi venit la mine. Normal, e fratisul. Păi dacă nu o acoperă el, atunci cine? Nici pe mine nu mă interesează ce mai e între noi, că nu mai e nimic de 2 ani, am divorțat. Dar nu vezi că am învățat, cine știe ce am învățat să fac acolo și ne terorizează? Copiii au suferit. Cum e asta? Mami mi-a părăsit. Acum vine înapoi sau ce face? S-a obișnuit, abia s-a obișnuit fără și asta. Nimic. Bă, o terorizează pe femeia asta, vrei să înțelegi? O sună, e asta, s-a dus la ea acasă. Dacă zic că sormea nu e în țară, cum poți să zici că o terorizează? Păi cum, mă, dar mi-a zis femeia asta, cine a venit fosta soție și uite, s-a prezentat ce, cum și nu o lasă. Înseamnă că nici tu nu știi. Păi dacă, nu, dacă venea în țară, venea la mine, dar nu a venit în țară, nu mi-a zis nimic, am vorbit cu ea în Spania, e copii, cu bărbatul acolo. Nu știu ce se întâmplă, dar nu e normal, mă, în primul rând, pentru copii ăștia, îți dai seama că dacă ar afla că s-a întors maică-sa și le face, le întoarce viața pe dos, abia au reușit să o uite, au suferit, au trecut prin toate nenorocirile. Prin toate nenorocirile, îți dai seama, niște copii abandonați. Eu te înțeleg, îți știu oful. Dar sormea nu e în țară. Băi, Roacu, fii atent. Dacă e legătura cu ea, că e la tine, că nu e la tine, că vorbești cu ea, că nu vorbești cu ea, să se oprească din ce face acum, că nu este în regulă, în primul rând, pentru copii. Și nu e în regulă față de omul ăla. Femeia n-a greșit cu nimic. De ce o amenință? De ce îi trimite mesaje? Dar nu știu ce probleme ai tu. De ce o bași pe sormea tot timpul? Sormea nu e în țară. Adică acum oricine vine și îți face rău, gata, e sormea de vină sau orice. Nu, nu mă interesează ce a fost între voi. Doamna cu care de ce mă implici pe mine? Care îmi trăiesc viața, a venit și a terorizat-o și s-a prezentat ca soția mea, fosta soție. Dar sormea nu e în țară. Dacă era în țară, crede-mă că m-a anunțat. Acum e ușor să dai vina pe cineva. Dar nici cum n-a fost ușa de biserică. Cine știe pe unde o fi umblat, cine îi poartă sâmbetele și dă vina pe sorme. Eu nu sunt genul ăla care umblă așa din floare în floare. Nu vine nimeni la ușa mea să-mi bată obrazul. Singura care a fost la ușa mea e fosta. De dragul copiilor măcar, dacă mai simte ceva că... Dar nu cred că ar face sormea așa ceva. Să mă lase pe mine și să-mi lase și copiii în pat. Te rog eu frumos, spune-i dacă vorbești. Îi spun, dar ți-ai în sormea, nu cred că ar face așa ba, ceva. Ea ar face dacă a fost în stare să părăsească 2 copii, soțul să plece și să căsătorească cu altcineva sau să facă bine, cine știe ce. Bine, spui tu mie, care eu vorbesc săptămânal cu sormea, tu spui că e în țară. Eu spun că nu e în țară și tu o ții susit sușitare. Uite și vezi de treaba ta, că ți-ai n-am treabă cu sormea. Să nu mai facă așa ceva. De ceva timp, din cauza turbulențelor din viața lui, Rareș este tensionat, iar exercițiile de la sală îl ajută să-și elimine energiile negative. Însă, după cum observăm, problemele par să îl urmărească pe Rareș în continuare. Rareș, ce surpriză! Ce mușchiuleți ai făcut toată ziua aici la sală! Da, ce să fac? Dacă petrec mult timp la birou, stând pe scaun 8 ore, 10 ore, trebuie să vin să... fac să am grijă de spate, de brațe, de... Câte mâini pe tine au mai venit, da, două. Da, da, stai, liniștită. Că nu sunt ok acum, îți dai seama, sunt și obosit după job, sunt și cu astea. De ce ești așa indispus? Am și eu problemele mele, na, la sală vii să tragi, nu să râzi. Ce s-a întâmplat? Cu ce? Așa, în general, ai spus ceva de probleme. E, păi, na, toți oamenii au probleme, nu? Când sunt nervos, vin la sală. Aici e singurul loc unde pot să mă descarc și mă simt mai destresat, așa că altfel probabil aș face tâmpenii. Pe mine nu mă interesează care copii. Eu doresc de la el o șansă să-i dovedesc că pot să fiu o soție și o mamă bună. Stăm acum să vorbim la sală de ce am făcut, ce am plâns, ce n-am plâns, ce merge, ce nu merge, ce e asta. Am venit la sport, tu? Vrei să ieșim la o cafea să te destresezi? Nu, acum chiar nu. Poate altă dată, mai am un pic de program și trebuie să ajung și la copii mă așteaptă. M-am săturat să mă refuzi. Ești mereu ursuz. Ce Diana, se întâmplă cu tine? Nu sunt ursuz. Tu n-ai înțeles niște lucruri.
ți-am mai spus de mai multe ori. Dar ești divorțat. Ce pentru mine copiii contează cel mai mult. Eu nu sunt genul de om care să mă duc așa numai ca să mă distrez. Sau hai să facem și așa și așa, să alunecăm, uite și floarea asta și floarea asta, să luăm nectarul și de aici și mierea de aici. Nu. Diana, o puștoaică care se cam ține după mine de ceva timp. Dar eu nu înțeleg de ce ea nu pricepe că nu simt interesat. Știu că se uită la mine și că în adâncul sufletului mă dorește și el. Dar poate este timid. Dai și tu viața ta de bărbat. N-am spus că n-am viața mea. Ideea este altceva. Sunt un om liniștit, nu sunt un om care mă uit în stânga și în dreapta. Eu am o relație, dar relația e relație. Copiii sunt cei mai importanți și nu sunt interesat de lucrurile astea. Dar ți-am zis, putem ieși la o cafea, mai vorbim, ne mai vedem pe la sală. Adică, hai să ieșim. O să ieșim. Sau mă duci cu vorba? Nu te duc cu vorba, nu. Ți-am explicat și îți mai spun încă o dată. Așa sunt eu, sunt mai retras, sunt la treaba mea, copiii mă interesează, sunt sătul, ți-am spus, de anumite lucruri, nu mai vreau să știu, nu vreau să mă implic în nimic, am o relație. Sincer, nici nu mi-aduc aminte bine ce s-a întâmplat între mine și Diana. Dar eu o consider amică, prietenă, așa cred că am rămas amici, cel puțin eu așa consider. Cu rare și cei drept, am fost împreună o singură dată, dar mie... Mi s-a pus pata pe el și nu mă las până nu o să-l am din nou. Hai, măcar o cafea, hai. Mama, hai, pe hai, bune, încetează, hai, te rog. Hai, hai, treabă și trebuie să ajung la ei. Încetează, te rog. Poftim? Blondina nu este fosta soția lui Rareș? Nu, este doar o piții blondă, pe numele ei Diana, cu ochi de căprioară și aspect de Barbie Girl, care îl vrea pe Rareș doar pentru ea. Dacă la sală s-a izbit de un refuz, Diana își încearcă norocul și la piscină, unde speră să aibă mai multe șanse. Nici nu vreau să mă gândesc, dar faptul că mă întâlnesc cu ea absolut oriunde merg, începe să semene hărțuire. Că ne întâlnim la cinema, că ne întâlnim la piscină, că ne întâlnim la sală, toate drumurile duc la el și de mine nu scapă. Deci nu mai pot de nervi, nu mai suport, nu știu ce să mai fac cu bărbatul ăsta. Nu cedează deloc. Ce s-a întâmplat? Calmează-te și respirăm. Unde ești, în primul rând? La piscină, e cu copiii. Așa, și? Mă refuză, în continuu mă refuză. Mi-am făcut abonament la sală, special pentru el. Îl urmăresc, îl peste tot. Am încercat să mă angajez la birou, să fiu secretara lui. M-a refuzat. Nu știu ce să mai fac, nu știu ce să mai inventez. Știi că îl doresc. Eu sunt o persoană ambițioasă și când îmi doresc ceva, lupt până la capăt. Eu știi ce cred? Că ar trebui să iei o pauză, nu știu, și să-ți bagi mințile un pic în cap, pentru că eu cred că ai făcut o obsesie pentru omul ăsta și nu e ce ți-ar trebui ție. Nu, n-am făcut nicio obsesie. Eu nu vreau o aventură cu el. Eu vreau o relație, vreau să... Mă căsătoresc cu el, vreau să mă mărit cu el. Chiar m-am îndrăgostit și îl doresc din tot sufletul. Dar nu s-a despărțit, mă, de femeia aia? Eu așa am crezut că s-au despărțit, dar acum i-am surprins discutând la telefon. Păi n-a fost vorba că faci în așa... Să-i bagi ălea mințile în cap. Ba da! I-am dat mesaje la două noaptea să-l lase în pace, că-i bărbat însurat, era sobat pe stradă, am luat-o de ciuf. Nu merge, trebuie să găsim. Sfătuiește-mă și tu, că de-aia suntem prietene. Ajută-mă, că nu mai știu ce să mai inventez, ce să mai scornesc. Păi seama puțin, deci tu ai vrut să o bați pe aia și aia nu l-a lăsat? Da, da, se ține căruia de el. Normal, unde va fi el, voi fi și eu. Pentru că eu îl doresc și n-am să mă las până nu o să fie al meu. Tu sau ea? Eu cred că și tu te ții un pic arâia de el. Dar da, vrei să dar eu îl iubesc și știu că și el mă dorește, dar nu știu ce să-i fac. Oh, mă topesc după el, de câte ori îl văd. Tremur. Deci, mă gândesc ce să-i faci. Dacă ai bătut-o, n-a mers.
dacă i-ai băgat tu un tip gen momeală în viața ei, nu știu, să se dea la ea, el să o prindă cu altul, cum crezi că ar reacționa? Nu era ideea. Ar merge. Sau poți altfel. Ca să iasă scandal și ea să se supere și să plece, poți să te duci tu la el acasă. Că știu... Păi și cum intru? Păi dacă e la sală, fură cheile. Simplu. Îi furi cheile, te duci la apartament, îi mototolești de acolo lucrurile, faci să pară că el a fost cu cineva, ea când o să se ducă acolo o să găsească urme de ruși pe cămașă, urme de ruși pe pat, un parfumel de femeie. Chiloței! Niște chiloței, ceva, nu știu, gândește! Nu, nu, nu se poate așa. Orice aș face, eu trebuie să scap de femeia asta. Este inadmisibil. Deci tu îmi zici mie să mă duc acum să-i fur cheile, să mă duc la el acasă și să-i fac ravagii, să-i ciufulez patul, să-i las chiloței și să-i fac ceartă cu ea. Păi, nu-i mai bună idee? De ce crezi că s-ar despărți o femeie de un bărbat? Ar crede că o înșală, nu? Da. O încerc și pe asta. Poate așa reușesc. Că sunt disperată, nu mai știu ce să mai fac. O să fac de așa. Ce faci? Că poate țese. I-am furat cheile, așa că va fi al meu în curând. Diana, dragă, ce ai făcut tu se numește furt și intrare prin nefracție. Dar Dianei nu-i pasă, așa că ajunsă la fața locului, răvășește patul, lasă fire de păr blond, adaugă parfumul și lenjeria intimă. Sunt indicii suficiente care să întărească Mihailei convingerea că Rareș o înșeală. Iubire! Baby! Ce aș putea să mai spun eu în momentele astea, când găsesc așa ceva în casa iubitului meu? Eu nu am făcut nimic. Cum să fac așa ceva, să-și să lași în casa dezastrul ăsta și să o mai chem și pe aia să vadă așa ceva? Iubita, ești acasă? Ce bine că e ușa deschisă. Cred că mi-am pierdut cheia. Ești aici? Sunt aici? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Ce asta? Ce-i iubito? Spune-mi ce-i asta? De ce să-mi faci una ca asta? Doamne, ferește-te! De ce-mi faci asta? Ce-i asta? Oripila, sunt... La fel ca tine sunt. Cu cine ai fost aici? Cu cine? Uită-te la mine! Doamne, ferește, n-am făcut nimic! Nu te mint, iubita mea! Cum să te mint? Uită-te la mine un pic, revino-s, hei, fii atentă! Nu! Minți în continuu, nu ți-am făcut nimic, Doamne ferește! Nu am nicio idee, asta este o glumă proastă, nici măcar o glumă proastă ce văd. Deci, Doamne ferește, cum să duci cu gândul? Ca să vin să păi cu atât asta. Mai mult, cum să-ți dau chei? Deci nu știu ce-ți imaginezi tu. Dar sub nicio formă nu trebuie să-ți imaginezi ceva tâmpit. Ești cu soția ta. Doamne ferește! Cu asta îmi faci, uite-te dar de un pic ce? La mine. Știi că te iubesc, da? Nu! Da? Te-am sunat astăzi să-mi cunoști copiii. Te-am chemat să-mi cunoști copiii. Da? La piscină. Te-am chemat să încercăm să luăm hotărârea să mergem mai departe ca o familie. Cum poți să crezi că ți-am putut face așa ceva? Și uite, luăm un calcul. Doamne ferește, dacă eram așa, nu știu... Păi tu crezi că te trimiteam în casa mea cu urme de așa ceva fără să curăți? Adică te trimiteam să vezi așa, dar ce sunt... Tu ești cu soția ta? Spune-mi, recunoaște asta odată! Nu am nicio treabă! Atunci ești cu altă femeie, ce înseamnă asta? Uite, păr blond, uite, chiloți, uite ce e asta! Am venit să... Nu poți să-mi spui așa ceva, că și cu altă femeie! Măi, Mihaela, dar nu-mi vine să cred! Încearcă să te trezești un pic din șocul ăsta. Uite-te la mine. Ruși. Sunt eu la fel de oripilat de ce văd. Ascultă-mă. Ascultă-mă un pic. Iubita mea, te rog să te calmezi. Cred că încep să leg niște lucruri. Fii atentă. Uite-te la mine.
Cred că încep să leg niște lucruri. Mă cheamă la el să petrecem o noapte împreună, ca revanșă că n-am putut să merg azi la piscină cu ei și eu găsesc asta. Da, asemenea lucruri n-aș fi făcut niciodată, nici dacă n-aș fi făcut-o pe ea. Eu sunt un om serios, am doi copii în casă, cum să lași casa așa? Ce ți s-a întâmplat ție și... Deci se leagă niște lucruri, da. Încep să cred că e posibil să fi venit, într-adevăr. Nu știu de unde a luat cheile. De la mine nu. Ea, după ce a plecat, eu am schimbat toate ialele. Ori de la maică mea, poate de la sora mea. Dar nu înțeleg jocul ăsta. Ăsta este un joc bolnav, malefic, machiavelic, draconic. Nici nu știu cum să-i spun. Este doar ca să-mi facă rău. Pentru că probabil își dă seama că... N-am cum să stau singur după 2 ani de zile. Are vreun plan probabil și vrea să-și bată joc. Ori vrea să-și bată joc, ori probabil în capul ei vrea să se întoarcă și vrea să mă despartă de cine sunt. Dar tu nu intra în panică. Iar pe mine știi ce mă doare cel mai mult acum? Nu ce văd aici. Că ai putut să gândești măcar o secundă că te-aș putea înșela. Uită-te la mine. Mă cunoști de ieri? Când ne strângem în brațe, ne uităm unul în ochii altuia și ne sărutăm. Asta simți tu că te pot înșela? Uită-te la mine. Omul ăsta mă crezi tu pe mine? Cu mine vrei tu să faci o familie, dar tu mă crezi omul ăsta? Eu vreau să te aduc în viața mea și încerc să fac cât se poate de frumoasă și lejeră tranziția încât să te cunoască copiii mei, să te adore încă de la început. Ți-am zis să așteptăm, deci am avut eu răbdare ca bărbat să așteptăm să iasă bine și ca să fac o asemenea porcărie. Blondă, fire blonde, ruj roșu pe pahar, lenjerie albastră. Da, mă face să cred că e fosta. Mi-a trimis mesaje, m-a amenințat, a venit la mine. E casa lor, deci are cheie. E clar că ea e la mijloc. Aici ori este un joc urât, nu știu, un joc bolnav, ori o glumă macabră. Dar pe mine mă doare că ai putea să te gândești că eu aș putea fi cu altă... Femeie. Cum ai intrat? Uită-te în ochii mei. Eu pot fi cu altă femeie în afara de tine? Uită-te în ochii mei și răspunde. Te rog să te liniștești, fii atentă. Eu știu ce am de... Uită-te la mine. Te rog din suflet. Lasă-mă să te iau un pic în brațe, că vreau să te simt liniștită. Uite că eu știu ce am de făcut. Uite, liniștește-te un pic, fii atentă. Ți-am promis, da, că intri în viața mea, în viața mea ești, că intri în familia mea. Vreau să intri și în viața copilor. Uite, organizez mâine, ne vedem mâine. Ieșim în parc toți, da? Nu contează de fapt unde mergem, ce facem. Ieșim toți, îi cunoști ca să vezi cum să fac așa ceva. Și vreau să-mi știi intenții, iar eu știu ce am de făcut. Le spun tuturor adevărul. Le spun cine ești, da? O să le spun în primul rând copiilor și o să îi cunoști mâine. O să-i spun și soră-mi, o să-i spun și maică-mi. Gata, nu mai amân niciun pic momentul. Chiar în seara asta o să o chem pe soră-mea, maică-mea nu. Las-o că e mai în vârstă și nu vreau. O chemă în seara asta pe sora mea și vreau să-i spun tot ce s-a întâmplat, îi spun și de tine, iar mâine vreau să ne întâlnim cu copiii, uite-te la mine, vreau să ne întâlnim cu copiii și să fie totul bine. Te rog din suflet, uite, vreau să te liniștești, du-te acasă liniștită, fii atent. Înțeleg, e un șoc, probabil și eu aș fi reacționat, cine știe, poate mai rău. Ești îndreptățită să ai șocul ăsta, pe undeva mă bucur că asta înseamnă că mă iubești. Sora mea e de vină, clar, și încearcă să mi-o bage din nou pe gât pe Ioana, că nu știe de fapt cum stau lucrurile, care e adevărul. Că altcineva cine ar avea cheie? Indiferent ce mi-ar spune acum, nu mai cred. Eu n-aș putea să fac așa ceva și aș vrea să mergi să te liniștești, să ne vedem. Tu mă mai minți mult. Tu mă mai... Vreau să mă duc acasă, ok? Să mă liniștesc, okay. Dar vreau să mă duc acasă. Liniște. Te rog, eu nu mă mai minți atâta. Jocul murdar al Dianei creează o evidență pe care Mihaela nu o poate ignora, iar Rareș nu are ca și contraargument decât cuvântul lui, știindu-se nevinovat. Diana a lăsat indicii clare, nu simple coincidențe, tocmai pentru a-l induce în eroare pe Rareș, care, fiind convins că și-a pierdut cheile, o bănuiește ca fiind vinovată de cele întâmplate pe însăși fosta lui soție, Ioana, sau, de ce nu, pe sora lui. De ce m-ai chemat așa? Ce arde? Ia zi-mi, iar vrei să fiu bună? Auzi, uite care-i treaba. Bună seara, la revedere. Așa. Te iau direct ca să nu mai sunt de pierdut timpul. E dacă ele de la apartamentul Ioana?
Păi cum să-i dau cheile lui Ioana? Mama, lasă-mă cu vrăjeala. Păi Ioana nu e plecată, mă? Și atunci cine a intrat în apartament? Păi pe mine mă întrebi? Cum, mă? Păi cine a răscolit dormitorul? Cine și-a lăsat lenjeria? Cine a întors casa cu fundul sus? Hai mă, lasă-mă cu Ioana. Că doar n-ai făcut totul, nu? Cum să fac eu? Adică eu am grijă de, bă, de voi toți și... singura care ai cheia în afară de mine de la apartament. Apartamentul vraiște l-am găsit. Vraiște, toate aruncate, păi și tu spui că a fost Ioana? Păi de unde și până unde e Ioana? Bă, Ioana e la mama... Mă luați cu vrăjeala, mă, la mișto. Măi, bă, lasă-mă, bă, bate cu Ioana. De mine. Vrei ești încărdășie cu frasul? Dar da, nu sunt încărdășie cu nimeni. Eu spun ție un singur lucru. Bă, asta Ioana... e în țară și a intrat în casă aici cu niște chei. Nu avea le-ai cum. Dat tu? Nu. Atunci nu. Cum e treaba? Cine nu. A intrat și în casă? Și nu cred că e nicio țară. Pentru că ar fi luat legătura cu copiii, cu tine, cu mine. Ei, asta e după logica noastră de bun simț, dar ea funcționează după altă logică și după altă funcție. Nu există așa ceva. Cum să faci așa ceva? I-a dat mesaje Mihaele, a amenințat-o, a întâlnit-o pe stradă, a speriat-o. E clar ce urmează, nu? Îmi sparge casă. Nu mai înțeleg nimic și dacă ar fi venit, nu m-ar fi căutat, eram... cele mai bune prietene. Auzi, am o rugăminte la tine. Eu sunt cea care am grijă de voi. Da. Și o fac cu plăcere. Păi te rog, că dar tu scoți ochii. Până să mă acuzi. Păi nu te acuz, te întreb. Te-am întrebat soro direct că am rămas tâmpitul dacă îți găsești casa întoarsă cu fundul în sus. Și am o rugăminte la tine. Așa. Te rog frumos. De ce ai ajuns tu să aduci femei în casă? Tu nu te gândești la copii ăștia. Eu am stat de vorbă cu fata. Fata mi-a spus foarte clar, a găsit fire de păr, a găsit ruj, a găsit numai știu ce, a trebuit să mint că sunt ale mele. Păi cine a intrat în casă să le lase? Cum cine? Păi tu? Eu asta te întreb, cum tu? Să intru eu în casă să arunc casă. Bine, mă, în casă. Păi, și m-a știut împit atât de negru, să am grijă de tot ce se întâmplă, cum să nu fiu grijuliu cu lucrurile astea? Asta sunt amănunte pe care... În primul rând, din bunul simț nu le lași așa, dacă vii cu cineva. Și în al doilea rând, că știu că am doi copii și tu știi ce fel de tată sunt. Tată grijuliu, sunt atent la ea să nu aibă, nu știu ce, sunt atent la copil să nu vadă, mai ales că sunt la vârsta în care vin curiozități. Fata e aproape adolescentă. Cum să fac eu așa? Ar însemna că sunt un părinte irresponsabil. Stau și mă uit la tine și mă minți. Tu nu înțelegi că fata mi-a spus clar că a găsit fire de păr. Am zis, am mințit că sunt ale mele. Bă, nene, firele de păr poți să le iei și pe talpă să le aduci în casă. Hai mă, hai să fim serioși. Tu vii aici cu cineva. Clar. Bă, și chiar așa să fie. E ceva anormal? Dar nu e frumos. Nu este onest. Dar e sănătos. Păi, dar ce-am venit în față cu ei? Eu vin și am grijă de voi și tu vii. Bă, sor meu. Hai să o luăm logic, da? Hai să ne calmăm, da? Și să gândim drept. Sunt un bărbat tânăr, da? Ești. Un bărbat care își asumă niște responsabilități. Față de o familie din care lipsește deocamdată mama. Ioana nu a plecat tu ca vurtia. Tu mă ajuți și îți mulțumesc pentru lucrul ăsta, dar nu vreau să-mi scoți ochii. Iar dacă tu, sor mea, sânge, același sânge, nu mă înțelegi că eu ca bărbat am niște nevoi, atunci ce să fac? Să mă duc pe stradă ca animalele? Da, dragul meu, dar nu în casă. Față de copiii tăi. Cum față de ei, mă? Când i-am adus la mama, când i-am adus la tine. Fata e mare. Și plus de băi, asta, tu ca om așa, cu copii în casă, să vii cu păi una și cu alta. Copii în casă, i-am trimis la mama. Ei, zic trimis așa, la tine, unde dar oricum, sunt vin singur, casa nu? Ta unde locuiesc copiii. Păi ce fac, mă? Păi mă duc și plătesc hotel în loc să-i cumpăr lapte, pâine și hanțe la copilași la școală? Eu în sufletul meu bănuiesc ceva, că fratele meu a umblat cu vreuna, cumnata mea l-a prins... Și ăștia s-au certat foarte tare. Vreau să-mi refac viața. Vreau să-i ajut pe copii. Copiii au nevoie de prezență feminină în permanență lângă ei, pe lângă tată. Vreau să aibă o familie. Vreau să aibă o așa zisă mamă. Normal că nu o să fie mamă, dar e ca o mamă. Pentru că la urma urmei nu-i mamă cine te face, e mamă cine te crește. Și la fel și tată. Mă au pe mine aici, o să o aibă pe femeia asta, dar e adevărat, îmi place de cineva, am pe cineva. Așa. Și vreau să... Aș vrea să fac în așa fel încât să se înțeleagă cu copiii și să, nu știu, să devenim o familie, dacă se mai poate spune așa la ce situație este. Tu să-ți dai foarte bine seama ce faci, pentru că sunt doi copii, fata este mărișoară și ascultă-mă ce zic eu ție, dacă copiii acceptă pe cine spui tu că o ai deja, că nu ai, că doar tu știi, că spui doar ce-ți convine ție, părerea mea e să mergi în mod delicat. Dacă copiii o acceptă, bine. Dacă nu, nu forța copiii. Nu, Doamne ferește, niciodată nu m-am gândit cum. Eu asta nu i-am e... mințit cu nimic niciodată, nu i-am obligat să accepte nimic.
Iar relația asta pe care o am nu e de ieri de azi și tocmai de asta nici n-am vrut să o introduc în viața lor, pentru că am așteptat să mai treacă un timp să vedem Ioana se hotărăște spre o parte sau alta, deși mi-a trimis divorțul, e semnat, sunt un bărbat singur. Am așteptat că poate, cine știe, se răzgândește măcar când e vorba de copii și am așteptat să-mi treacă și mie și cel mai mult am așteptat ca ei să scape din șocul ăsta că a plecat maică-sa. Nu poți să aduci o normal o femeie mea și într-o situație ca asta e logică, trebuie să aștepți. Bun, eu am înțeles, dar pe primul tău loc trebuie să fie copiii și cum acceptă copiii cealaltă persoană. Dacă o acceptă din prima, fără ca să vezi pe fața lor ceva, că-și fac semne sau ceva, atunci e binevenită și fă ceva pentru tine ce crezi tu că ți-e bine ție și copiilor. În fine, noi mai vorbim. Ținem legătura, mă sun dacă e ceva, da? În pofida presupuselor greșeli ale lui Rareș din fosta lui căsnicie, faptul că Ioana și-a părăsit copiii o condamnă fără apel. Tocmai de aceea, Rareș o consideră pe Mihaela o prezență feminină benefică în viața celor doi copii ai lui. Așa, că vreau să vă zic ceva important. Și știți că eu am fost tot timpul sincer cu voi, corect, nu v-am ascuns nimic. Nu v-am dus cu zăhărelul, nu v-am păcălit. Întotdeauna așa cum au stat lucrurile, așa vi le-am spus, pentru că am considerat că suntem o familie frumoasă și ca să creșteți frumos, să avem armonie în casă, trebuie să spunem toți adevărul și v-am învățat că nu e bine să mințiți. De fapt, de ce v-am adus azi în parc? Pe lângă faptul că vreau să ne distrăm, să ne plimbăm și să luăm aer curat. Ne-am plimbat! Da, mă bucur și ne face bine. Vreau să cunoașteți pe cineva. Este... Pe cine? Este o persoană destul de specială pentru mine. E o prietenă bună. Îmi doresc din tot sufletul să fie o prietenă foarte bună și cu voi. Tu ai avea numai de câștigat, pentru că ai avea o prietenă cu care să vorbești lucruri de care vrei tu și cum vrei tu. Ai avea cu cine să te sfătuiești. O să spună lucruri și despre școală și despre viață și despre... Tot ce vă interesează pe voi, fetele, îți dai seama, tot felul de chestii care eu n-am de unde să le știu, că na, băieții nu le știu. Tu la fel ai nevoie de o prezență feminină, mă asculți, Alin, că vorbesc cu tine. Ai și tu nevoie de cineva care să-ți facă poate de mâncare mai bine decât mine, care să, nu știu, să-ți aranjeze hăinuțele mai bine decât ți le aranjez eu. Adică avem nevoie de un pic de ordine în viață, avem nevoie de un pic de stabilitate, avem nevoie să fim și noi într-un fel ocrotiți și să avem o, nu știu, o prietenă care să ne placă, să fim cu ea, să ieșim la un film, la o plimbare. Eu nu o să le spun niciodată că mama lor i-a abandonat. Însă pot face în așa fel încât să găsesc o mamă care să-i iubească și să-i dorească. Bună! Bună! Ei! Ia uite cine e. Asta e cofeza ta. Și trasoare. Da, nu asta. Vorbește și tu frumos, că e... Cum să mă, doamna Mihaela. Doamna Mihaela. Așa. Noi n-am mai văzut, dar acum. Hai mai încoace să stea și ea lângă noi. Hai, vino mai încoace să se așeze un pic lângă noi. Hai, Aline, fă-i loc să stea lângă tine. Un picuț așa. Da. Mă bucur că ai ajuns. Ce faci? Ești bine? Da, sunt foarte bine. Eram nerăbdătoare să vă văd. Da, ne bucurăm foarte mult. Eu am avut o discuție așa părintească cu ei și le ziceam că întotdeauna au fost obișnuiți să știe lucrurile, să aibă adevărul în față, să nu fie păcăliți ca niște copii. Eu îi consider maturi, îi consider foarte inteligenți. Sunt inteligenți. Le-am spus următorul lucru, am fost foarte corect și ți-l spun și ție că tu ești o persoană specială pentru mine și că aș vrea să vă împrieteniți. Este foarte important pentru mine. Tot ce-mi doresc. Și ar fi important și pentru ei ca voi să vă împrieteniți. Și așa cum eu am fost corect, aș vrea să fie și ei corect și să-ți dă o șansă să te cunoască, da? Ca să... Na, întotdeauna e binevenit un prieten. Adevărul e că eu nu pot avea copii. Și faptul că el mi-a ieșit în cale și are doi copii, pentru mine e o minune. În primul rând, nu știu cât aveți voie, dar niște ciocolată. Un pic mai mare decât aveți voie, bănuiesc. Eu cred că e deja prietena voastră. O să împărțim cumva. Așa. Da. Ție ți-am luat o mașinuță, bănuiesc că îți plac cursele, auto și tot. Băi, da, mi-o dai și mie să fac o tură, nu numai tu, da? Sau mă plimb și pe mine cu ea? Tu, dacă ți-o dă, te supui în vitrină. Așa. Și ce este foarte important pentru tineri,
o cărticică pentru tine. Nu, asta e a ta, de fapt, stai că. Așa, și asta este a ta. Este foarte important să citiți și să citim și să ne dezvoltăm. Și ne educă foarte mult și cărțile. Mersi, chiar o voiam. Și mai am ceva aici, dar o să-ți ofer un pic mai târziu. Să nu ne certe tati. Ce ai adus? În primul rând, vântul ăsta care nu mai pleacă. Și în al doilea rând, ceva de fete. Nu putem, nu poți tu ca bărbat să știi ce dacă am eu aici. Deja discuții. Oricum nu o să fete, înțelegi. Da, păi fetele ce își doresc să... Fetele, ce își doresc să aibă pe față? Machiaje! Nu. Despre nu, ce machiaje, nu, să nu, nici să nu vă gândiți la așa ceva. Aline, știi ce zic eu? Hai să mergem ca băieții să facem o tură. Hai, da. Uite pe acolo, pe unde e cu mingea, sunt și alți băieți. Și să lăsăm fetele să vorbească de ale fetelor, vrei? Hai, puneți astea aici așa. Și hai să mergem. Unde? Drum bun. Poți să le lași înapoi. Uite, sau aici pe bancă. Fiica mea are 14 ani și și-a dat seama imediat, mai ales că e o fată foarte deșteaptă. Mi-era teamă că o să ne pună bețe în roate, dar dacă o place, va fi bine pentru toți. Eu sper să le aduc zâmbetul pe buze. Nu o să pot să fiu mama lor niciodată, dar sper să ne înțelegem bine măcar. Hai, uite, dăm o tură, vedem dacă găsim benzinerie să punem combustibil la mașină, da? Hai, pas, aveți grijă de voi. Și am rămas noi ca fete. Doamne, ce mă bucur că te cunosc așa. Căci, na, la salon, eu, clienți și așa. Fii atentă. Yeah. Ți-am luat ceva drăguț. Sunt niște culori foarte fine, adică chiar dacă te lasă tatăl sau nu, na, am auzit că între fete așa, puțin trebuie. Deja ai vârsta la care ai putea să faci asta. Da. Aici e un gloss, wow. Un rujuleț nu este așa de puternic cum se vede. Așa, și aici e un fond de ten. Căci am trecut și eu prin faza la care ai apărea câte ceva și astupă, știi? Așa, pune-ți-le tu bine. Le ascund, promis. Sau să le mai lași aici sau poate totuși le și ți le dau eu mai târziu. Da. Ca să nu le vadă tatăl. Așa, lasă că le băgăm aici și înapoi, sunt ale mele, știi? Așa. Te-ai retușat în mașină. Da. Mi-a adus ciocolată, m-a îndulcit, mi-a adus cărți, m-a făcut mai cultă. Dar faptul că mi-a adus farduri, pe mine m-a câștigat complet. Eu m-am simțit întotdeauna foarte apropiată de fata lui. De la salon încă, de când o aranjam. Chiar știi ce mă gândeam? Deci vreau să zic că am putea să mergem așa doar noi două, ca fetele, la o sesiune de shopping la mall. Am început acum și reduceri și sunt multe, multe haine și frumoase. Și eu te-am văzut că și eu la vârsta ta mă îmbrăcam fix așa, în blugi și cu tricouri și așa, dar sunt niște haine atât de drăguțe, ceva mai feminine. Dar nu-mi plac, adică niciodată... Eu știu, dar la un moment dat, când vor veni fluturașii, e bine să le ai acolo, știi? Pentru orice eventualitate... Păi ce haine? Ajută. La ce haine te gândești? Doar chiar umulate, sunt... așa? Nu, să știi că sunt niște rochițe foarte vaporoase, foarte frumoase. Ia uite ce bine se înțeleg fetele. Ia uite mă ce dar bine se înțeleg fetele. Dar de ce ați venit înapoi? Dar ce faceți voi? Pune sala la cale? Da. Auzi, uite ce vă propun. Vedeți că au venit prietenii voștri, am dat o tură cu el și am văzut. Ia duceți-vă voi un pic la joacă și vorbim mai târziu. Hai. Bine, așa. Îmi las geaca aici. Da, poți să o lași aici. Aici să facem puțin spațiu. Așa, hai, du-te cu sorta, așa, hai, uite, du-te, putem du-te. Putem să băgăm și geaca fetii. Hai, duceți-vă, așa. Ți-am zis, mă, cum să fie bine. Nu pot să cred. Mai ce bine. Știi că avem, suntem așa pe aceeași lungime cumva, nu știu. Mamă, ce mă bucur. Am simțit că mă înțelege și că... Eu înțeleg pe ea. A meritat așteptarea? Să știi că a meritat așteptarea și toate lucrurile astea prin care am trecut, nu știu, parcă vine acum ca o balanță, știi, mama, și e... Nici nu știi cât mă bucur, aveam niște emoții pentru că ei sunt foarte direcți și nu joacă teatru și vreau mult să le plac, știi? Și eu îți dai seama că și eu am venit aici cu niște emoții, da? Mi-am luat toată energia asta pozitivă de la soare și am zis, hai că poți, Mihaela! Îți dai seama cât de important e pentru ei la cât au suferit și ce aveau un sufletel legat de prezența unei femei, știi, gândindu-se la maica sa, dar au reacționat neașteptat de mișto. Înseamnă că te-au plăcut mult. Îmi doresc să fim o familie, o familie unită și să ne fie bine. Alin! Vino puțin, te rog! Hai, Alin, te rog! Ce faci? Tata mi-a zis să nu vorbesc cu străinii. Eu nu sunt o străină. Eu sunt prietena mamei tale. Mă numesc Diana. Am lucrat împreună în Spania. Uite, ți-am adus o bombonică. Vrei?
Tata mi-a zis să nu iau chestii de la străini. Da, că ți-am spus, eu nu sunt o străină, eu sunt prietena mamei. Ce părere ai? Uite ce am pentru tine, de la mami. Vreau să spun că mami s-a întors acasă și vrea să fiți din nou o familie fericită. Tati, nu-l găsesc pe Alin! Nu-l găsesc pe Alin! Cum nu-l găsești pe Alin? Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, am plecat cu două secunde înainte... Păi tu ești mai mare, trebuia să ai grijă de el, să stai lângă el. Dacă nu l-ai lăsat din ochi, din privire, unde s-a dus? Până că nu v-ați uitat după el când am plecat, eu am plecat înainte. Dar ce s-a întâmplat? I-ai zis tu ceva? Nu, Doamne ferește, nu. I-a zis cineva ceva? Nu știu, voi ați spus. Păi dar n-ai plecat cu el? Nu, am plecat înaintea lui. Duceți-vă să-l căutați. Dacă nu-l găsim, lucrurile o să se spargă în capul meu. Și bineînțeles că eu o să fiu de vină. Mihaela, nu este vina ta. Diana și jocul ei mărșav sunt motivul dispariției lui Alin. Aline! Băi, Alin! Ce faci, mă? Unde ai plecat? Unde ai fost, mă? Bă, de ce pleci, mă? Cum să mai am eu încredere în tine când ți-ai să stai lângă soarta și tu pleci de lângă ea, mă? Unde ai dispărut? Spune-mi eu unde ai dispărut! Așa v-am învățat eu? V-am zis când sunteți singuri să stați împreună. Unde pleci? De ce pleci de lângă mine? Ce ți-ai zis să nu pleci? Ești bătut în cap! Hei, hei, ești bine? Tot în regulă? Ce s-a întâmplat? De ce ai plecat de lângă mine? Mi-a dat o doamnă blondă care mi-a spus că mami s-a întors în țară. De unde s-a întors mama în țară? Nu cred niciun cuvânt din ce spune fratii meu. 100% nu s-a întors mama și trotineta aia a furat-o de pe undeva. Acum se leagă multe lucruri. Cred că fosta nevastă mă vrea înapoi. Însă nu înțeleg de ce, în loc să vină să discute sau să își facă cunoscută prezența, îmi strică apele, bagă bețe în roate, apelează la tot felul de planuri meschine. Nu înțeleg. Lovitură după lovitură. Mihaela nu-și poate construi o relație stabilă cu Rareș din cauza anatemei fostei lui soții, de fapt motivul real fiind jocul mărșav al Dianei, care încă nu știm când se va sfârși. Mă, dar stai, mă, că n-auzi și vecinii, mă, ce Dumnezeu, Rareș, mă, că... liniștește-te, te rog, Mihaela. Deci, nu, serios, băi, eu vreau să-mi fac bagajele. Okay, am venit aici să-mi iau lucrurile și să plec. Hai să ne înțelegem ca niște oameni civilizați. Da. Eu te iubesc. Da, ok, te iubeam și eu. Acum nici nu mai știu ce să cred, mai minți de mai nebunit. Nu te mint. Lasă-ți hainele în pace, lasă nervii, lasă tot. Am venit să-mi fac bagajele. Eu nu mai pot să mai trec peste 5.000 de minciuni de fiecare dată. Te iubesc și nu te mint. Nu, că așa ceva nu se poate. De fiecare dată trebuie să fie o problemă. Poate am eu o problemă, poate sunt ghinionistă, nu știu. Poate că n-am ce să caut în familia lor. Eu te iubesc și nu te mint. Păi și uite, ți-a venit nevasta acasă, ți-a venit soția dragă din Spania, da? Te vrea înapoi. Băi, dar ce-i cu tine? Liniștește-te. Hai, Rareș, măi, te rog eu, liniște. Până când? Mihaela deja a început să vină cu lucrurile în casă. A adus totul treptat, se va muta aici. Am vrut să facem o familie fericită. Nu știu, nu știu, nu înțeleg ce se întâmplă. Chiar ghinion. Hai, mai lasă-mă în pace. Eu Mihaela, lucrurile hai să nu mai plecat. Facem circul ăsta. Hai să ne liniștim și noi, să ne calmăm. Uite-o pe nevastă ta, poftim! Ce faci, bitule? Asta nu-i nevastă mea. Cum adică nu-i nevastă ta, dar cine e? Îi spui tu sau îi spun eu? Alege! Expresia lui Rareș este atât de sugestivă, descoperind-o pe Diana în casa și în patul lui, încât cuvintele sunt de prisos. Obsesia pe care a dezvoltat-o Diana pentru Rareș ne este clară și este condamnabilă, dar rămâne important de aflat dacă efectele jocului mărșav inițiat de Diana va avea efecte asupra relației dintre Rareș și Mihaela. Rareș, sunt șocat! Cu două? Și tu divorțat? Eu cred că tu nu înțelegi niște lucruri. Noi tocmai am stat de vorbă, de curând, și ți-am spus pe cine iubesc. Păi cu două? Ce două, ia cine frate? Ia cine? Eu nu cunosc pe niciuna. Dar Rareș, ea e, sper, viitoarea mea soție. Ia. Bun, și eu ce sunt? Bătaie de joc? Nu știu, tu trebuie să știi ce ești, dar eu nu știu ce ești. Păi tu să spui adevărul cine sunt. Care adevăr? De ce te tot prefaci că nu ne cunoaștem? Ce înseamnă dar asta? Dar n-am spus că nu ne cunoaștem. Nu, nu știu cine ești. Nu, nu este cum soția. Cum să fie soția mea? Cum nu știi cine sunt? Ai uitat în seara aia în club și ce a urmat după? La câte femei văd eu în fiecare zi pe stradă și în club, cum ar fi ca fiecare să-și imagineze că are o relație cu mine? Cum da, poți dar, să minți în halul stai puțin. Nu cu oricare dintre femeile pe care le vezi pe stradă sau în club petreci o noapte. Nu e așa, Diana?
Da, corect. Tu m-ai înșelat cu ea? Nu, sub nicio formă. Fii atentă. Ai un pic de încredere și ascultă. Așa cum am discutat și ți s-a explicat tot. N-am nimic cu ea. Ba da. Am recunoaște, măcar acum. Ce aș putea să recunosc? Că ce? Diana, ce s-a întâmplat mai exact între tine și Rareș? Ne-am întâlnit într-o seară în club, după care a venit la mine acasă. Ce s-a întâmplat, cred că vă puteți imagina după. Mi-a promis marea cu sarea că își dorește o parteneră de viață, o mamă pentru copiii lui. Cine mă, eu? Da. Ție? Da. Și că dorești să lucrăm în firmă împreună. Și ce, că îți iau și un avion și un hotel pe Coasta de Azur? Hai să nu exagerăm. Și că după un știi bine ce mi-ai promis. Eu ție? Da, altfel nu mă aflam aici acum. Deci tu ai mers în paralel cu amândouă? Stai puțin, stai să nu-mi vine nervii. Este un oportun să o iei peste picior pe această femeie. Păi, dar altfel n-am cum, că dacă mă gândesc că am găsit-o în patul meu, în casa mea, neinvitată. Deci nici metodele ei nu sunt chiar ortodoxe. Dar ceva mă face să cred că v-ați intersectat de mai multe ori tu și Diana, nu-i așa? Da, așa este. Vreți să vă spun eu cine este? Păi, nu neapărat mie, cât mai ales iubitei tale. Iubitei mele, eu i-am spus, nu e nimeni pentru mine. Păi da, dar e aici, în persoană, cum da, adică nu e o persoană care mă urmărește de un an și ceva în continuu, îmi taie încă calea peste tot. Încă o dată, Rareș, tu ai fost cu amândouă în același timp? Nu, sub nicio formă. Păi atunci cum? Cum a apărut acum? De unde a apărut? Ascultă să înțelegi, nu știu, e un om care nu înțelege. E un om care... Dar nici eu nu înțeleg. Nu știu, a făcut o pasiune disperată, nu pasiune, obsesie. Pentru un lucru imposibil pentru ea. Și dacă tu știi asta, Rareș, de ce nu i-ai spus și Mihaelei? Că există o persoană care eu nu vrea știu cu ardoare să facă... Chiar nu mi s-a părut relevant să-mi stric povestea noastră de viață și de iubire cu un amănunt nesemnificat. Măi, omule, adică eu ce am fost, o bătaie de joc? Nu știu, ce ai fost? O jucărie, o bătaie de joc. Ia spune tu ce ai fost, ce ești. Măcar nu-mi promiteai atâtea. Unde ne-am cunoscut? De ce mi-ai promis? Unde ne-am cunoscut? Nu contează păi unde nu ne-am zis cunoscut. Că ne-am cunoscut ca la să club. Spun ce pot să fii cum în cazul ăsta. Cum tu la club ai cunoscut-o pe... Eu nu mi-amintesc, îți spun sincer. Mă, tu ești om serios cu doi copii, nu, mă. Sunt ultra serios un om cu doi copii și ultra responsabil. Deci noi, dar tu ce ai căutat la club? Lasă-mă, te rog să care e scopul unui club? Stai puțin, nu ai cum să spui că nu ți-amintești din moment ce ne-ai spus că de un an de zile voi vă tot intersectați într-un fel sau altul. Deci nu ai cum să spui că nu ți-amintești. Da, eu o să tu și cu ea de un foarte, an de zile foarte, de când ești nu, cu nu mine? Nu eu și cu ea. De un an de zile îmi tot taie calea pe oriunde. Că merg pe la sală, că vine pe la birou, că face nu știu ce, că mă urmă. Păi și dar de ce nu mi-ai spus și mie nu ți s-a părut suspect? Păi, nene, eu vreau să spun un lucru. Cum poți să faci un om să înțeleagă când îi explici în toate felurile posibile că n-ai nicio legătură cu el să-și vadă de viață? Numai din cauza ta că mi-ai promis. Puteai să-mi spui că ne mai simțim bine și atât. Păi știi ce să spun? Ca să nu mă enervezi. Când ai fost un club? N-am avut treabă cu tine când am fost cu tine cu ea nici cum. De ce m-ai amăgit? Sub nicio formă. De ce ți-am promis? Pentru că deștepți îi promit, proștii cred. Ca să mă ai haide, și apoi... Haide, te rog să nu ne jignim inutil, pentru că... Păi, cum să nu okay. Găsești pe cineva intrat în casa ta? De unde ai avut chei să intri în casa mea, la urma urmei? Cum să te găsesc în patul meu și mai aduce aminte când ai fost cu copiii tăi la piscină? Și acolo v-ați intersectat și cu Diana? Îți mai aduce aminte, Rareș? Eu nu cred că m-am intersectat, cred că mă urmărește. În ziua în care eu n-am venit la piscină, da, tu te-ai văzut cu ea? Da, vreau să spun că a venit după mine chiar și acolo. Și până la urmă, ție ți se pare normal ce ai făcut? Adică i-ai furat cheile. A intrat în casa cum? Acestui om. Dar lui se pare normal ai așa văd un joc de mine și m-a amăgit. Nu spune, te rog frumos, la întrebare cu o altă întrebare. Ți se pare normal? Nu e normal, cum dar a meritat. Dar și tu ai dat vina pe mine, vezi? Am și eu demnitatea mea de femeie. Păi și eu de unde știu? Ce demnitate ai, mă, furchele și intri în casele oamenilor? Și te rog frumos, haide să nu urlăm, haide să nu țipăm, pentru că clar există un vinovat. Există o persoană datorită căreia situația a ajuns aici unde a ajuns. Doresc să-ți devin secretară, am pregătit CV-ul. Ne-ai povestit în seara aceea că ești director la această firmă. Mamă, dar am dat din casă bine, înseamnă că am bolă. Da. Nu am avut nicio treabă cu această femeie. Asta care pretinde lucrul ăsta. Asta mi-ai spus când, Dumnezeu, ai fost în club acum o lună. În momentul lună, în care am fost părăsit, da, și mi s-au trimis după o singură lună, actele de divorț, să-ți dai seama că am nebunit pur și simplu. Tu vezi, noi nu ne înțelegem, eu încerc să-ți aduc niște argumente, să spun că nu-i normal. Nu, îți cunosc o față pe care n-am reușit să o văd de un an de zile și sunt mulțumit că am cunoscut-o și da. N-ai rămas în viața copiilor mei.
Vorbesc foarte serios. Deci așa, da? Deci așa. Dar și tu ai dat vina pe mine, vezi? Am și eu demnitatea mea de femeie. Păi și eu de unde știu ce demnitate ai, mă? Fur cheile și intri în casele oamenilor. Te rog frumos, haideți să nu urlăm, haideți să nu țipăm, pentru că, clar, există un vinovat, există o persoană datorită căreia situația a ajuns aici unde a ajuns, da? Adică, de ce nu ai putut să-i spui Mihaelei că, uite, există această femeie de care eu nu pot să scap? Pentru mine nu există această femeie. Bun. De este foarte clar ce nu există, nu vorbești. Rareș, ți-am zis că primesc mesaje de amenințare, ți-am zis că primesc pe telefon tot felul de lucruri. Ți-am spus, da? Ți-am arătat că cineva mă amenință, după care ți-am zis că soția ta a venit la mine și m-a amenințat în fața blocului. Și de unde să știu că să-i trece prin cap să fac? Și tu n-ai făcut niciun fel de legătură între ea, femeia pe care o tot întâlnești? Să o întrebăm din nou pe Diana. Ce fel de om face astfel de gesturi? De ce ai amenințat-o pe Mihaela? Am vrut să mă răzbun pe el. Să te răzbuni? Da, ți-ai bătut joc de mine. Tu îți dai seama în ce situație ești cu psihicul? Puțin să ne înțelegem. Și că trebuie să voi faci ceva. Voi ați petrecut o noapte împreună, corect? De ce a trebuit să mă mint? Adică nu ați avut o relație, nu ați avut... A fost o aventură de noapte. Dar putea să-mi spună. Vreau să ne simțim bine și aici se termină totul. De ce mi-a promis? Cu ce te-a mințit? Mi-ai promis că ce ți-am promis? Că o să fiu partenera ta la birou. Și de asta am venit la birou. Și dacă eu nu ce s-a întâmplat în noaptea, în ce stare m-ai cunoscut tu pe mine? Ei, lasă că nu erai... În ce stare și asta, m-ai cunoscut tu pe mine? Contează și asta. În ce stare m-ai cunoscut tu pe mine? Din moment ce eu nu mai aminteam nici când ai venit la birou la mine. Dacă ai putut să vorbești, înseamnă că nu erai chiar atât de beat. Serios? Asta crezi tu? Nu, dar eu vreau să te întreb altceva. Ce ai avut? La mine de ce ai venit? De ce m-ai amenințat în halul ăla și mi-ai arătat verigheta și mi-ai spus că ești soția pentru lui? Pentru că am vrut să vă despart. Tu-ți dai seama că asta e o pe el, dar cu mine, tu îți dai seama ce mi-ai făcut mie? Și probabil că s-a îndrăgostit de el cum te-ai îndrăgostit și tu și nu știi. Mergeam pe stradă și aveam impresia că mă mai gândește. Dar te îndrăgostești, mă, sor meu, de un om care nu e, cum să spun, în deplinătate în momentul în care bei, ești sub influența băuturilor alcoolice. Cât, ce grad de inteligență trebuie să ai ca femeie să crezi un bărbat care îl vezi băut că asta face? Asta înseamnă că e o problemă cu inteligența ta. Păi nu, ăsta e adevărul. O secundă. Dacă tu te bazezi pe declarațiile unui om care bea, atunci de teapa aia ești. Te rog, nu te mai enerva. Și nu o mai jigni. Păi eu jignesc, mi-a intrat în casă. Cum? Ai spus că a furat cheile. Mi-a amenințat nevasta, viitoarea nevastă. Asta am să fac. Du-te și depune o plângere la poliție, dar nu o mai jigni. Zi-mi și mie, după noaptea petrecută împreună. Ok, înțeleg că era băut. Omul când bea, nu prea te poți baza că spune adevărul sau... Mai ales că cel mai probabil îl avea un interes, nu? Au mai fost și momente în care v-ați întâlnit în alte circunstanțe? Da, ne-am întâlnit la sală. Ne-am întâlnit sau mai urmărit? Te rog să specifici. Cum ne-am întâlnit? Da, te-am urmărit. Păi, asta ca să stabilim toate concluziile, să stabilim toate detaliile, să construim, să vedem de fapt care e profilul tău. Te-am urmărit pentru că eu nu sunt bătaia ta de joc. Am vrut să ți-o fac și a reușit. Tu ești bătaia ta de joc și ți-ai bătut joc de tine, că eu depun plângere la poliție că mi-ai spart casa, mi-ai intrat în casă, iar ea va depune plângere că ai amenințat-o, mă înțelegi? Aveți camere de filmat în casă? Casa, pentru că până la urmă ți-a furat cheile. Tot aia. Dar stai puțin să ne înțelegem. Efracție. Stai puțin să ne înțelegem. Ți-a promis doar că e posibil să aveți un viitor împreună, adică o relație împreună sau clar. Și altceva? Da. În afară de faptul că veți fi iubiți, ți-a mai promis și altceva? Că dorește să lucreze în firmă, că are nevoie de o femeie puternică ca mine în viața lui și când am venit la birou, ce a făcut? Și cu ce treabă pe aici? Doresc să-ți devin secretar, am pregătit CV-ul. Mi-ai povestit în seara aceea că ești director la această firmă. Mamă, dar am dat din casă bine, înseamnă că am bolă. Da. Avem o problemă. Ce problemă? De fapt, două. Unu, nu fac angajări pentru că n-am posturi libere. Și doi... Eu zic că ai. Nu, chiar n-am. Și doi, eu nu prea amestec distracția cu munca. Adică nu m-am distrat cu nicio angajată, dacă vrei să mă înțelegi. E o regulă în firmă aici. Și nici nu mi se pare normal ca eu, director de firmă, să-mi fac de cap cu angajatele. Așa că, da, știi ce putem face? Pot să-mi lași un număr de telefon dacă tot zici că ne-am cunoscut și mai vorbim
poate la o cafea, ceva, nu știu, vedem, poate mai am cunoștințe, te angajăm altundeva. Dar aici nu, nu. Deci eu nu calc peste regulile astea, care sunt principii. Nu e bine să încalci principiile, adică să... Rare, și odată e ca niciodată. O fi pentru tine, pentru mine, odată... Și tu oricum uitați, deci... S-a pus la kilometraj. Să ne imaginăm că n-a fost nimic. Nu am avut nicio treabă cu această femeie care pretinde lucrul ăsta. Asta mi-ai spus, când ai fost în club, acum o lună, în momentul în care am fost părăsit, da, și mi s-au trimis după o singură lună, da, actele de divorț, îți dai seama că am nebunit pur și simplu. Nu numai copiii au avut nevoie de terapie. Aveam poate nevoie și eu, dar ar trebui să fiu deodată și tată și mamă. Și nu știam cum se face așa ceva. A trebuit deodată să-mi asum responsabilitățile și la servici și acasă. Recunosc că am sperat în sinea mea că se întoarce. Dacă nu pentru mine, pentru copii. A, deci, e normal până la urmă. Deci pe mine, de-aia m-ai ținut atâta timp departe de copii. Tu tot sperai că se va întoarce soția ta? Serios? Nu vine să cred ce spui. Nu, mai lasă-mă. Nu-mi vine să cred ce spune. Nu e deloc așa. Am cunoscut-o la mult timp după. Nu e deloc așa. Pentru că nu te joci când e vorba de niște copii. Nu vii și prezinți pe cineva ca după aia să le dai din nou viața peste cap. Uite că el se crede Don Juan. Tu chiar nu înțelegi, ești pe deasupra subiectului, serios. Da, Diana, tu când ai văzut că te lovești o dată, a doua oară, a 1000 oară de un refuz din partea acestui om, ce a fost în mintea ta? Răzbunare, atât. Răzbunarea e arma cui? Răzbunare pentru ce? Pentru că m-a înjosit, m-a refuzat. Nu, tu te-ai înjosit, tu te-ai refuzat. În momentul în care poți să iei în serios un bărbat m-ai care refuzat sub influența alcoolului îți promite, asta vorbește mult despre calitatea ta. Nici și despre inteligența ta. Nu cunoșteai pe acest om. L-ai cunoscut atunci, în acea noapte. Tu singură ne-ai spus că era sub influența băuturilor alcoolice. Pe bune acum? Te așteptai ca ce? Ca acest om să fie prințul pe un cal alb? Nu era atât și de bad. Și tu te-ai bazat pe o noapte voi petrecută împreună și pe niște promisiuni pe care ți le-a făcut acest om? Era foarte credibil ce spunea. Și nu era atât de bad cum credeți voi. Băi, fetițo, tu ce ai făcut asta ai făcut degeaba, mă. Degeaba și demonstrează că n-ai gândit. Tu ce credeai, că sunt prințul călare pe un cal alb care te scapă din sărăcie, prostie sau știu eu mai ce? Nici cum. Sărăcie. Băi, de fiecare dată ți-am spus nu. Nu e nu. Și vezi că o să mă duc și la poliție să depun plângere. Ai luat o raznă. Totul e din cauza ta. Oare este singurul din această încăpere care a luat o raznă? Diana, mai există și alți bărbați? Păi, Mihaela, ce faci? Că nu înțeleg. Ce faci? Stai puțin, că nu înțeleg cum n-avem ce discuta. M-ai mințit de mai rup, mi-am ascuns toate lucrurile importante din viața ta. M-ai lăsat să fiu... Tu ești importantă în viața mea și știi lucrul ăsta. De mai bine de un an. Eu nu te mai cred, eu nu mai am încredere în tine. Păi de-aia te-am prezentat copiilor. Păi, cum m-ai prezentat copiilor? Prietena mea, prietena noastră. Serios. Dar pentru ce ce vrei să spun din start cine o să fii? Nu trebuia să obișnuiască cu tine? Nu asta aștept de un an? Rare. Nu ți-am spus că mi-e teamă să bag pe cineva în viața noastră? Teamă mi-a fost mie de amenințările acelei femei. Tu dacă știai că te urmărește una, mi-ai zis că să știu, săptămânal te tot întâlneai cu ea acolo. Dar pentru mine femeia nu există. Cum să o iau ca pe un pericol din moment ce pentru mine nu există? Dar pentru mine a existat. Ți-am zis că mă amenință o femeie. Ți-am zis că îmi primesc mesaje de amenințare. În capul mi-a trecut așa ceva. Că e ea, adică tu n-ai făcut asta. Ți s-a părut un om ok și la locul lui? Ok, nu mi s-a părut un om ok. Și atunci acum să mă acuz și să-mi faci niște lucruri, să mă părăsești doar pentru cineva tot nu știe ce-am trăit, să... omule, și când ai venit la mine, la salon, și ți-am spus așa, că a venit una și m-a amenințat în fața blocului și așa, puteai să faci, în gândul tău, să se creeze... Nu aveam cum, că eu nu mă gândesc la femeia asta, nu m-am gândit nicio secundă, cum să fac asta, adică asta abia atunci însemna că ți-a ascund. Dacă făceam legături de genul ăsta. Ca să înțelegi cât de important e pentru mine că ești în capul. Dar nu e normal. Nu te suci să spun adevărul. Eu nu mai am cum să continui cu tine pentru că eu nu mai am încredere în tine. Tu vorbești serios? Da, pentru că am impresia că... Tu vorbești serios? Da. Nu pot decât să-ți mulțumesc atunci pentru că exact de ce mi-era teamă n-am scăpat. Eu nu pot să bag o femeie de genul ăsta în viața mea și în viața copiilor. Rareș. Pentru mine copiii sunt mai importanți, iar dacă tu n-ai reușit să înțelegi, n-ai reușit să mă cunoști după un an de zile, dacă... n-ai reușit să-mi acorzi încredere, ba, ai crezut că te-am înșelat, ba, acum crezi că e alta în viața, ba, crezi că nu știu ce, nu pot decât dacă să-ți mulțumesc că faci întâmpla, asta. Dacă ți se întâmpla doar atunci, acum 2 ani, cum ai zis tu, după divorț, și de atunci, ok, nu mai vedeai și nimic, puteam să înțeleg. Am înțeles starea ta de atunci, păi și am văzut-o că am vrut eu? În club.
Am văzut-o că am vrut eu. Măi, omule, a venit la piscină în ziua în care eu n-am fost. Nici la asta nu te-ai gândit să-mi spui. Eu te-am chemat pe tine. Bă, am una care stă după mine, pe care o tot mă interesează, nu există. Adică tu ai ignorat total chestia asta? Ce nu există, nu mă interesează și nu mă. Și ce credeai că mă amenință? Pe mine. Când ți-am zis, soția ta a fost, a venit nevastă ta. Tu n-ai un trecut? Și credeai că ai venit de acum din cer așa? Din trecutul meu, mă amenință pe mine? A putea fi și un bărbat. Nu, că tu care ești... să pun o femeie. Tu vezi, tu vezi, noi nu ne înțelegem. Eu încerc să-ți adun niște argumente, să spun că nu-i normal. Nu, îți cunosc o față pe care n-am reușit să o văd de un an de zile și sunt mulțumit că am cunoscut-o și n-ai rămas în viața copilor mei. Vorbesc foarte serios. Deci așa, da? Deci așa. Și să știi ceva, mai bine mă părăsești pe mine și n-am nimic împotrivă decât să ajungi să-mi părăsești copiii mei. Casa mea, ușa ta, te rog. Deci tot el, deci tot el! Eu nu știam de lucrul ăsta, domnule. Tu ai idee că acești copii de 2 ani de zile nu au mai auzit vocea mamei lor în telefon? Tu ai idee ce a fost în sufletelul lui Alin când i-ai spus de maică sa? Așa e când ești deci tânăr și te îndrăgostești. Deci tu ai vorbit de cumnata mea? Nu, scuză! Ieși afară din casă, hai! Ieși afară, hai! Ia mâna de pe mine, hai! Ieși afară! Ia mâna de pe mine! Ieși afară! Nefastă prezență în viața lui Rareș, această Diana. Ea s-a folosit de cele mai neinspirate metode și strategii pentru a se răzbuna pe acesta. Din păcate, jocul mărșav al ei a avut efecte nedorite atât asupra Mihaelei, cât și asupra Deliei și a fratelui ei. În mintea Dianei, o aventură a căpătat amploarea unei obsesii, ca apoi totul să se transforme într-o răzbunare, cel puțin nefirească. Afirmând acest lucru, mă refer la maniera de operare a tinerei blonde, începând cu hărțuirea Mihaelei sub o identitate falsă și terminând cu intrarea prin efracție în casa lui Rareș. Acțiuni care denotă un dezechilibru patologic. Singur sau nu, pe viitor, copiii lui Rareș vor avea nevoie de atenția și de afecțiunea lui necondiționate. Cât despre experiența nefastă provocată de Diana, sperăm să le dispară din amintire cât mai curând. Ușor, ușor le arășezăm pe toate. Aveți răbdare și cu răbdare le facem pe toate. Ușor, ușor? Păi, o să îmbătrânim până facem noi casă. Cu casa, nu. Hai, mama. Fii realistă. Nu mă muta, că știi ce faci dacă mă muți, mă omori. Cu sormea nu știu ce o avea, frate. Ce o avea și cu aia habar nu am. Am eu cu ea sau ea cu mine? N-ai văzut în ce fel se comportă? Femeia a luat o rasna de când nu are și ea. Ea n-are pe nimeni niciodată. Păi dar ce te bagi tu că până la urmă nu mai faci parte din familia noastră? Până la urmă ești fosta soția fratelui meu și am încheiat discuția. Ba da, ești fosta. Ar trebui să ne vedem de viață. Viața noastră acum continuă. Ți-am zis, și eu îl plâng pe tata, dar nu avem ce să facem. Știi, mă gândeam? Ce te gândeai? Să nu ne mai credem. Să avem o relație în adevăratul sens al cuvântului. Băi, draga mea, dar mi se face rău. Cum să aibă pe unul? Uite că are pe unul și cred că nu are de ieri de azi. Crede-mă că a avut de multă vreme, nu. Era încurcată, nu-mi spune mie că și-a găsit așa, pe unul. Hai.